Excelențele voastre, domnule Adrian Năstase, domnule ambasador Grivincea, domnule profesor Emil Dragnev, domnule profesor Ovidiu Dumitru, domnule academician Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Române, domnule academician Răzvan Teodorescu, distinși oaspeți, Institutul Cultural Român are în această seară, la acest eveniment, onoarea de a lansa, alături de dumneavoastră, o lucrare de referință, așa cum menționa și domnul academician Răzvan Teodorescu. Alături de colegii mei prezenți astă seară, trebuie să vă spun că sunt fericită și onorată să iau parte la un asemenea eveniment și vă mulțumesc și pentru invitația de a fi în prezidiu în această seară pe care căreia am preferat să nu-i dau curs și mă bucur pentru că am avut aici un loc privilegiat pentru că v-am ascultat și am avut privilegiu să vă și privesc. Permiteți-mi să mă așez și să vă spun faptul că ca artist vizual, ca om implicat în fenomenul artistic, am simțit nevoia în această seară să reliefez un aspect care ar putea să pară, desigur, important, dar cumva totuși secundar în raport cu importanța academică a conținutului acestei lucrări, importanța academică a acestui demers, și anume dimensiunea estetică a acestei lucrări apărute la editura Institutului Cultural Român, așa cum ați menționat și dumneavoastră, și îi felicit cu această ocazie pe colegii mei, Corina Introsnatu și pe Bogdan Popescu aici alături de noi pentru implicarea lor. Dincolo de calitățile grafice ale albumului, evidente pentru oricine îl răsfoiește, am în vedere totuși relația dintre formă și fond în acest domeniu, în care, iată, istoria și geografia se împletesc și dobândesc o proiecție pe hârtie absolut remarcabilă. Mi-aș permite să mai adaug un lucru. Metamorfozele teritoriale care ni se înfățișează în această succesiune a hărților cuprinse în volum sunt, bineînțeles, un temei de meditație. Pe marginea, cred, a vremelniciei în istorie, mai micile sau mai marile imprecizii ale cartografiilor de epocă au la rândul lor, așa cum vorbeați despre hărțile de la Vatican, farmecul lor aparte. Și știm bine cu toții că aceste mișcări ale liniilor imaginare de pe aceste hărți corespund adeseori cu drame umane și tribulații felurite, dar nu de puține ori și cu izbăviri. Cu aceste lucruri în minte, ca și atunci când contemplăm lucrări de pictură semnate de mari maestri, și hărțile, așa cum se perindă prin fața ochilor între aceste coperte, ne pot tulbura și ne pot deopotrivă încânta vizual. Nu mă pot abține să spun că am admirat aceste hărți și sunt atât de frumoase. Așa cum neîndoielnic, iată, ne tulbură, ne încântă vizual, dar izbutesc până la urmă să ne și instruiască. Aș încheia prin a spune că această apariție consider a treia dintr-o serie pe care Institutul Cultural Român a susținut-o și vă reafirm intenția de a susține și următoarele lucrări, cred de referință, din această serie, drept una emblematică pentru menirea Institutului Cultural Român din punct de vedere editorial.
Un asemenea demers, evident, constituie totodată un fapt de cultură cât se poate de binevenit astăzi, în pragul centenarului României moderne. Sigur că provin din zona artelor vizuale și mi-aș permite să parafrazez un celebru regizor francez și a spune că operele de artă în general sau produsul artistic, din păcate, nu a reușit să oprească războaie, dar de foarte multe ori a reușit să prevină conflicte. Și pentru că de puțin timp, practic de o lună și jumătate, sunt președintele acestei prestigioase instituții, Institutul Cultural Român, investire care îmi face, îmi prilejuiește deosebita bucurie de a fi alături de dumneavoastră în această seară, aș spune că am și dorința de a fi, ca femeie, un factor de echilibru pe multe dintre scenele, mă refer aici la scenele culturale. Vă mulțumesc încă o dată și vă felicit pentru acest eveniment remarcabil, pentru această lucrare de referință și vă vom fi alături pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și pentru cuvintele pe care ni le-ați spus, dar și pentru angajamentul pe care l-ați luat.